dimineața, Anastasia! Bună dimineața, Andreea! Dimineața, Puia! Bună! Puia, de unde ești tu? Sălăjean? Sălăjean, exact! Băi, ce caută o fată din Banat cu un tip din Sălăjean? Pe mai înainte zicea Dragoș că ar fi trebuit să mă duc mai spre Ungaria, că era mai aproape. Ce să zic, ne-am căutat unul pe altul. Eu am căutat muzică, am găsit, el probabil a căutat o voce, a găsit una și ne-am potrivit bine pe piesă, nu știu, acum hai să zicem povestea adevărată. V-ați văzut, v-ați plăcut, ce rămâne de făcut? Am așa ceva, noi suntem ca și bucureșteni așa foarte rapizi în ceea ce facem, ei sunt un pic mai lenți, dar mai serioși și combinația iese bine, știi? Cantă. Da, da, nu știu, toată echipa lucrez. Mahia Beldă tot așa e din Cluj, Vescane din Cluj, DJ-ul meu din Cluj. Aveți o piesă nouă? Da, mâine e o nouă zi, se numește. Am auzit o bucățică live în dimineața asta la Radio 21. Și ți-a plăcut? Păi voi știți că era să plâng la volan, ce ați avut în cap? Să facem o piesă care să creeze un sentiment. Asta trebuie să facă o piesă, că te face să fii vesel, te face să plângi sau să fii supărat sau să fii nervos, mă rog, să nu treacă așa pe lângă urechi. Cine s-a ocupat de versuri? Tot timpul, eu mă ocup de versuri. Îți duci copiii în parc? Pe cele care le cânt eu. Dai seama că nu sunt acum un teoretician, sunt și practician. Cât de des? Cât de des pot. Acum să fiu... sincer cu tine, n-am așa mult timp, dar când prind o ocazie pot să mă, vreau să mă duc să mă joc copiii. Cred că părinții sunt cea mai bună jucărie pe care poate să aibă copiii. Dacă le cumperi o grămadă de plastice, umpli casa cu ele, îi ții ore întregi la televizor, mă, nu se distrează așa cum s-ar distra alergând un pic sau făcând lucruri cât se poate de normale, pe care mulți uită să le facă. Deci Puia e un tată mișto? Iar trebuie să-i întreb pe copii, ei zic că da. Tu crezi că e loc și de mai bine? Te străduiești zilnic să fii cea mai bună versiune? Am observat chestia asta că majoritatea părinților se tot victimizează. Ba, n-am făcut bine, ba, intră pe niște site-uri, se uite dacă, nu știu ce, mâncărică e ok, psihologic, dacă e bine, dacă... Sunt o grămadă de probleme de astea, nu știu, altul n-au. Se descurce cu ăsta. Anastasia, cum ți s-au părut versurile? Îmi plac foarte mult și mi se pare că multă lume o să regăsească în povestea asta și cunosc tot mai multe cazuri, așa cum zicea și Dragoș. Și eu sper în momentul în care o să am un copil, nu o să-l am până în momentul în care nu o să am foarte mult timp pentru el. Chiar mi se pare foarte important să ai timp să stai cu familia ta sau și dacă nu ai copii, să știi să te bucuri de viață, să nu mai stai doar pe telefoane, să nu te ia valul așa cu... lucruri trecătoare. Pe mine chiar m-a pus pe gânduri și m-a dat așa peste cap. Asta am avut în cap, să știi că dacă reușesc să fac chestia asta, să pun lumea pe gânduri, referitor la... statul pe Facebook atunci când ești cu copilul în parc. Nu neapărat decât statul pe... nu știu dacă piesa e despre... cu siguranță nu este despre statul pe Facebook. Să-i pun așa lumea pe gânduri, să gândească un pic totuși ce e important. Cât de mult trebuie să alergi, să te zbați și cât de mult trebuie să, nu știu, să-ți petreci pur și simplu, să faci chestiile simple, să-ți petreci timpul cu familia. Guys, dacă merge treaba asta între voi, vă gândiți și la o a doua piesă? Da, mai avem multe piese în studio, doar de-abia începutul. Lasă împreună? Facem o formație acum, dar oricum, fiind acolo în studio și lucrând constant, îți dai seama, o să îi mai auzi glășciorul pe... Băi, stai că mi-a venit o idee, cum s-ar numi o formație creată din Puia și Anastasia. Exact la asta mă gândeam acum. Zic și e PND și ar fi pa. Nu, ar fi Nasty Puia. Nasty. Hai vă pupăm, pa!